Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Cristi și astăzi vom vedea un tutorial despre tweak. Se scrie tweak, UI, ceea ce înseamnă tweak user interface. Tweak înseamnă a modifica ceva în engleză. Tweak, niște mici modificări, niște mici ajustări. Da? Este un program nativ de la Windows, de la compania Microsoft chiar. Este un freeware care îl produc ei, da? Nu să vă vină să credeți, chiar și ei mai produc freeware. Și scriem aici, în browser, ca să mergem să-l downloadăm. Tweak, UI, da? Tweak, v-am mai zis, a modifica, UI, înseamnă user interface, adică interfață grafică, mă rog, ceva vizibil care modifici cu ochii tăi fără să fie nevoie să intri în linie de comandă, să modifici registrii, să faci cine știe ce schibiții pe sârmă ca să faci așa ceva. O să fie un utilitar foarte mic ca dimensiuni. Avem aici, dăm pe pagina principală, mergem pe www.microsoft.com, pagina principală Microsoft. Chiar au și ei programe gratuite, incredibil, dar așa este. Programul acesta are doar 147 de K. O să-l downloadăm chiar acum. Fiți atenți să nu downloadați asta pentru procesoarele Itanium. Deci downloadați tweak-ul simplu. Gata, s-a downloadat. Hai să închid toate ferestrele și o să-l avem, uitați aici. Îi dăm dublu click. Este o instalare normală, run, așa, next, accept, next, finish. O să-l găsiți pe bara de start, vă duceți, all programs și vă duceți, o să scrie la un moment dat Power Toys for X, for Windows XP și după aia avem tweak-ul. Hai să-i facem și lui o icoană, send to, shortcut, create, I, desktop, create shortcut. Uitați-l aici, asta este. Acum, hai să-l pornim să vedem de ce este în stare. După cum vedeți, nu e spectaculos, nu are nimic, nu încep să sară artificii din el sau ceva de genul ăsta. Este o chestie foarte simplă și, dacă sunteți atenți, este și ușor de folosit. Își zice, selectez o chestie din stânga și după aia o să apară desfășurată pe aici. Da? Tips. Aici vă spune diferite chestii, mă rog. Policy, aici avem să run policy, group policy editor pentru cei mai avansați. El intră la un nivel pe care oamenii nu știu să lucreze cu group policy editor. Intră în grup policy editor și modifică unele chestii fără ca voi să fiți nevoiți să intrați acolo unde interfața nu este chiar atât de prietenoasă pentru cei mai începători sau începători spre mediu, să zic așa. Unii chiar n-au auzit niciodată de user policy group. Mă rog, nici nu este foarte important pentru un user obișnuit să știe așa ceva. Acum o să vă arăt eu exact ce puteți să faceți. Începând de la general, avem, dacă vrem să debifăm unele chestii, de exemplu, beep on errors, să facă beep în momentul în care sunt erori, enable combo box animation, mă rog, tot felul de chestiuțe, care dacă vrem putem să le dezactivăm, să nu ne mai mănânce resurse. Dăm la focus. Aici la focus, știți ce e la focus? În momentul când voi deschideți o aplicație și vreți să treacă în față. Și în momentul ăsta voi lucrați. De exemplu, stați pe Messenger și nu vreți ca o aplicație care vi se deschide să se deschidă peste fereastra la Messenger, da? Și puteți să bifați aici prevent application for from stealing focus, da? Să nu vă mai deranjeze, bifați aici. Și după aceea aveți o setare să vă clipocească în taskbar de 3 ori, mă rog, de 4 ori, de 5 ori, de câte ori vreți voi, sau să fleșuiască până când apăsați pe ea. Este mai bine așa, să fleșuiască de câte ori apăsați pe ea. Acum, Alt plus Tab,
mă rog, these settings, control size of window, să apară nu știu ce, nu știu ce. Așa. Alegeți valorile de coloane și de rânduri în momentul în care apăsați Alt și Tab. Da? Uitați aici. Câte vreți să vă apară. Rânduri 3 maxime. Stați un pic. Deci maxim 3 rânduri și coloane 7. Eu acum o să încerc, nu știu dacă cunoașteți această chestie, dar cu Alt și Tab puteți să dați printre chestiile care vi se, printre aplicațiile care le aveți voi deschise, da? Puteți să selectați între ele și acum selectați de aici câte aplicații vreți să fie rânduri și câte coloane, da? Dacă aveți, de exemplu, deschise, nu știu, o grămadă de aplicații, el o să vă zică câte rânduri vreți, maxim 9. Hai să punem mai puțin, 3 rânduri și maxim 12, să zicem, dar nu cred că rulează nimeni atâtea programe. Pentru mouse, da? Avem aici menu speed, adică în momentul în care ne ducem pe bara de start și ne punem pe All Programs, cât de repede, și după aceea intrăm printre programe cu mouse-ul, cât de repede vrem să deschidem meniul, submeniul din dreapta aplicației respective. Vrem mai repede, fast sau slow? Eu zic că nu-i bine să dați nici fast, pentru că după aceea o să, chiar o să vă enerveze din greșeală dacă atingeți una, după aceea pac, imediat o să sară și, mă rog. Aici, mouse sensitivity. Cum vreți să fie senzitivitatea? Dacă dați dublu click, aici aveți o icoană cu care vă verificați. Tot așa, sensibilitatea la drag and drop, la tragere, da? Cât de sensibil vreți să fie, cât de aproape să fie de obiectul respectiv. Dacă dați o sensibilitate mai mică, o să fie foarte aproape, da? De el, mai departe. Dacă dați o sensibilitate mai mare, hai să-i dăm mai mare, trebuie să ne apropiem foarte, foarte, foarte mult de el, da? De centrul lui. Uitați, o să fie din ce în ce mai greu să-l luăm. Dar dacă îi dau o sensibilitate de 1, să zicem, pot să-l iau și fără să ajung pe. Uite, am ajuns aici și deja îl trag. Dacă dau sensibilitate mare, uitați, trebuie să ajung chiar în centrul lui și să-l trag tare de tot. Uite, vedeți, nu se mișcă. Dar dacă trag mai tare, vedeți? Uitați, cam asta e ideea. Nu știu, setați și voi, vedeți ce chestii vă convin, da? Hai să mergem mai departe. Hover. Hover ce înseamnă? În momentul în care treceți peste ceva, sensibilitatea cât să fie de mare. Voi sesizați, știți când treceți peste ceva și se transformă în mânuță, așa, ceva de genul ăsta. Fixați voi sensibilitatea și timpul în milisecunde care vreți să fie. Aici, wheel. La rotița de la mouse, astea sunt, de fapt, la mouse sunt hover, nu știu dacă e, dar wheel sigur este setarea și din control panel puteți să setați de câte ori vreți să vă dea, câte rânduri sau câte ferestre, mă rog. Uitați, ei scroll page at a time, adică dacă dai de rotiță o să dea paginile cu totul fără să mai... Dar nu e bine și aici puteți să selectați pentru un scroll mai lent, mai încet, de exemplu, două rânduri, da? Să vă dea două rânduri la o singură mișcare de mouse, de rotită. Dacă nu vreți o sensibilitate mai mare și vreți să brrr, dacă dați prin documente PDF și vreți să vă mișcați foarte repede, dați mai mare. Acum mergem la X-Mouse, X-Mouse care nu-l găsim prin altă parte, prin calculator decât aici. X-Mouse-ul ăsta ce este? O să deschid o... Hai să deschid asta cu folderele astea și să o fac micuță să vă arăt. O să o activez pentru puțin timp să... Uitați, dacă trec acum, nu se întâmplă absolut nimic. Dar, dacă fac așa și dau apply, uitați, un pic s-a selectat. Uitați-vă la partea albastră de aici. Uitați, vedeți? Iar, dacă apăs și ăsta, apply, ia uitați. Ați văzut care e ideea? Pac, pac. Deci nici nu mai trebuie să dai click pe ele. Dacă nu vă obișnuiți cu așa ceva, ar putea să fie chiar enervantă. Uitați de ce e bună chestia asta, pentru că poți să dai scroll, da? Chiar dacă te muți pe fereastră, pac, pac, fără să mai fie nevoie să mai dai click în ea. Deci ea se activează numai când ești cu mouse-ul pe ea și dai scroll foarte frumos, fără probleme.
Acum depinde cum vreți voi să le setați. Apăsăm pe Explorer, avem aici alte setări, Allow Help, Start, mă rog, înțelegeți și voi despre ce e vorba, nu vi le citesc pe fiecare parte, ce vreți să lăsați, cu ce vreți să rămâneți. Deschidem Explorer, Shortcut, iarăși. Hai să închid fereastra asta. Uitați-vă un pic la shortcut-uri aici. Vedeți ce săgeată mare și țărănească așa au. A? Putem să băgăm Light Arrow și să-i dăm Apply. Uitați-vă la săgeata asta aici. Mă rog, mi le-am mutat de aici. Stai să mi le iau la loc. Coșul de gunoi. Unde e Firefox-ul? Uite-l aici. Și folderul meu, unde am pus? Uite-l aici. Uitați acum ce săgețică micuță avem. Deci este ea singură care plutește în aer așa. Abia că vă dați seama că este un shortcut. Nu mai e ăla deranjant așa în ochi. Mă rog. Sau puteți să o scoateți de tot dacă apăsați non aici, da? Sau custom, change și mă rog, setați voi cum vreți și ce vreți să vă apară. Am lăsat pe light arrow eu. Colors, ce compress file, ce culoare, hot tracking, iarăși dosarele encriptate, ce culoare vreți să aibă. De aici apăsați și schimbați culorile, da? Thumbnails, foarte important, calitatea thumbnail-urilor, eu vă sfătuiesc să băgați low. Și acum ele au o dimensiune, hai să-i dăm apply și o să vă arăt imediat. Mă, că mă enervează asta, deja mi-a toate icoanele de aici. Da, nu avem nevoie de icoane, o să vă arăt așa fără toate astea. Haideți să vă arăt. Uitați ce dimensiune au, uitați la dimensiunea asta, sunt 1, 2, 3, 4, 5 thumbnail-uri pe rând, da? Dacă noi setăm așa, o dăm mai în jos un pic, dimensiunea thumbnail-urilor și dăm apply, dăm aici un refresh. Nu merge cu refresh, îl închid și îl deschid din nou. Uitați cât de mici mi-a făcut thumbnail-urile, aproape zici că sunt de-astea, zici că sunt avataruri. Și tot așa, dacă le punem să fie foarte mari, apply, ok, închidem, să deschidem din nou. Uitați cât de mare le-a făcut acum, deja două pe rând. Nu mai știu care era exact setarea corectă. Deschidem din nou asta. Pe unde era? Pe la Explorer, pe la thumbnail, da? Nu știu care este setarea corectă, dar eu o să las pe la 120-150. Hai să las la 130, să vedem cum dacă combine. Închid și deschid din nou. Nu știu dacă combine așa. Hai să vedem altă setare. Explorer, thumbnails am zis, dar mai mici, așa 80, ok, dăm un refresh să fim siguri și arrange by name, uitați, mi le-a pus frumos, le vedem pe toate clar acum, cam așa, cam asta e ideea, hai să mergem mai departe. Unde rămăsesem, la thumbnails, key command, dacă vreți să schimbați când vă lansează calculatorul sau diferite chestii, de aici dați change, mă rog. Customizare, foldere care să le țină minte memoria, dacă aveți o memorie mai slabă, vă sfătuiesc să lăsați chestia asta în jos și el nu o să vă mai încarce cache-ul cu foldere care le ține minte. Slideshow. Știți că la Windows, mă rog, uitați la pozele astea, care să vă arăt. Open with, mă rog, Windows Media Fax Viewer, hai că am nimerit pe asta cu curul mare. Lăsăm mai în jos, hai să-l facem mai micuț. Și acum avem posibilitatea să pornim un slideshow, da, să face ecranul negru, mă rog. Și el, o să închid că nu se vede bine deloc. Și el are un anumit timp de a schimba pozele. Acum timpul este setat la 5000 de milisecunde. Noi putem să punem mai mic sau mai mare, depinde. Dacă vrem să stăm să admirăm mai mult pozele, punem și noi 6, 7, 8000. Dacă nu punem
2000, 3000, nu puneți 1000, că după aia se schimbă foarte repede, la o secundă. 5000 de milisecunde înseamnă 5 secunde ține un o poză. Hai să mergem cam în dialogs. Mă rog, dacă vreți să vă întrebe tot felul de chestii, când dați save sau când, mă rog, place bar, tot la fel, dacă vreți să vă arate un place bar. Acum mergem mai departe, taskbar, meniurile din taskbar, tot felul de dialoguri, enable balon tips, dacă vreți să vă arate toată ziua prostii, cu nu știu ce, cu nu știu ce, show name on start menu, dacă vreți să vă arate numele, numele meu acum este, XXX și cu o floricică, dacă de bifez nu o să mai fie, show taskbar notification icons, nu, warming, load this space, când mai am puțin spațiu pe disc, mă rog, nimic nu vreau decât ăsta, să mă anunțe când, nu știu, balon tips ăsta, să vedem un pic. De, poze merge. Iasă. Dacă intru pe el, mai arată dimensiunea? Mi arată. E bine. Deci puteți să scoateți astea, dacă vreți, știți sigur că aveți harmare, puteți să scoateți și pe asta fără probleme. Grouping, adică cum să seteze, cum să grupeze aplicațiile în momentul în care le folosiți în taskbar, pe bara de start. Și e bine. Group list use application first, adică ultima aplicație folosită să o pună prima. E corect, mi se pare. Start menu. Iarăși ce vrem să ne apară la start menu, dacă vrem să ne apară, dacă nu vrem. Desktop. First icon, alegem prima icoană care vrem să apară pe desktop, e normal să fie My Computer. După aia, setări, My Computer, drives, tot felul de chestii, dacă vrem să ne apară unele drive-uri, să nu ne apară, putem să le facem să dispară, dacă vrem. Special folders, dacă vrem, mă rog, autoplay, setările pentru autoplay, drives, types, da? Handler, dacă vrem să punem anumite aplicații să ne deschidă cu anumite programe, anumite formate, putem să setăm de aici. Drive letters, așa, dacă vrem să ne apară numele drive-urilor înainte de litere sau litera întâi sau oricum, să nu ne arate nici drive-ul, nici litera, putem să setăm absolut cum vrem. Control panel, ce vrem să ne apară în control panel, aici sunt și explicațiile, da? Uitați. Dacă vrem să ne apară, dacă nu vrem să ne apară, le scoatem și cu asta basta. Templates, ce vrem să ne apară iar pe meniu dreapta contextual pentru anumite aplicații. Internet Explorer, aici nu mai intru în detalii că mă enervează asta, tot felul de prostii. Logon, mergem pe logon. Setări, cum vreți să vă apară, dacă vreți să vă apară administrator pe welcome screen, show login remote user, show XXX welcome desktop, cum vreți să vă apară. Autologon, dacă vreți să-și dea autologon în momentul care vă logați pentru un anumit user. Unread mail, dacă vreți să vă arate poșta care n-ați citit-o, nu cred că e cazul. Settings, mă rog, screensaver, if you dismiss the screensaver, așa. Dacă perioada de grație este de 5 secunde de când a intrat în screensaver, dacă el depășește cele 5 secunde de când e pe screensaver și voi n-ați intervenit, o să vă ceară parolă. Dar aici puteți să măriți perioada asta. Sau puteți, dacă vreți, să dezactivați de tot să vă mai ceară parolă când reveniți după screensaver. Access control, mă rog, schimbăm acces control pentru toate drăcovenile astea după aici. Repair, dacă avem probleme, nu ne mai apar icoanele pe desktop, nu ne mai apar nu știu ce, putem să le reparăm de aici. Hai că v-am arătat și cu TweakUI. Este un utilitar care eu zic că le întrece pe foarte, foarte multe utilitare cu plată. Este un utilitar micuț, nativ Windows, care se potrivește de minune cu Windows XP-ul. Și merge extraordinar. Puteți să customizați foarte adânc Windows-ul. El de obicei nu are setările atât
atât de accesibile, cine să pricepe poate să le acceseze prin User Policy Group, sunt foarte multe aplicații sau setări amănunțite pe care puteți să le faceți de acolo fără probleme, dar nu mulți știu să folosească asta și nu mulți se bagă pentru că poate să strice ceva dacă nu se pricepe. Cel mai bine înainte să faceți orice modificare de genul ăsta și cu User Policy Group și cu Tweakui, este bine, o idee bună să vă faceți backup. Eu o să vă mai arăt odată de unde faceți backup. Da? Hai să aranjăm astea frumos aici. Avem My Computer, Tweakui, mă rog. Dați click dreapta pe My Computer, Proprietăți, System Restore, aici Drive C, Settings, fixați spațiu care să-l folosească pentru backup, spațiu disponibil care poate să-l folosească el pentru backup. Ok. Vă duceți după aia Start, All Programs, Accesorii, System Tools, System Restore. Vă mai arăt toată, v-am mai arătat și vă mai arăt ca să știți. Aici dați, dacă vreți să faceți un backup, Create Restore Point, dați Next, dați numele Restore Point-ului, Video să zicem, Create, așteptăm și bineînțeles New Restore Point Created, da? Dacă dăm pe Home și vrem să restaurăm sistemul de operare la o etapă anterioară care am creat-o noi, Restore My Computer to an earlier time. Să zicem că ceva merge rău, mă rog, dăm așa și alegem de aici. Uitați, ăsta este Restore Point-ul care l-am creat eu. Dacă ne întoarcem pe decembrie, stai un pic să vedem dacă putem să ne întoarcem pe decembrie. Nu știu de ce nu putem să ne întoarcem. Ah, ba da, uite, putem să ne întoarcem, cred. Ah, ba nu. Da, am eu câteva restore point-uri acum când am făcut diferite chestii. Să și văd aici că sunt mai îngroșate. Am pe 1, am pe 3, da? Install Logmin când am instalat cu voi. Și aici pe 4, tot așa, restore point-uri. Dacă eu vreau, pot să mă întorc la ele fără niciun fel de problemă. Așa ar fi bine să faceți și voi. Ăsta nu este un sistem 100% sigur de restaurare. Un sistem 100% sigur de a crea backup-uri este Acronis True Image, pe care eu vi l-am prezentat într-un tutorial. Și dacă vreți să-l găsiți tutorialul, folosiți motorul de căutare al site-ului și cu siguranță o să-l găsiți. Asta a fost cu Tweakui pe ziua de astăzi. Înainte să-l folosiți, ca să nu încurcați borcanele, este bine să faceți un backup. Să nu cumva să fiți luați de val, să faceți prea multe setări și după aceea să nu mai știți ce ați făcut și să nu vă placă cum a ieșit. Orice program de setat, vă dați seama că are și părțile lui mai rele. Probabil când abuzați de el, să poate să nu mai iasă totul chiar așa cum trebuie. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la videotutorial.ro, ați urmărit tutorialul cu Tweakui. Vă mai așteptăm și altă dată, vă mulțumim, la revedere!